a 11-a festivalului Ceau Cinema. E o ediție importantă pentru noi, pentru că vine după anul în care Timișoara a fost capitală culturală și după anul în care și noi am sărbătorit 10 ani. Și ne-am gândit ce am putea să propunem în nou context, așa că venim cu 40 de filme, venim cu proiecții în noul Cinema Timiș, unde intrăm pentru prima dată. Noi am mai fost la Cinema Timiș în epoca în care nu era modernizat și înainte să se închidă și ne bucurăm că putem să intrăm acum în noul Cinema Timiș, care arată foarte bine. Cinema Victoria, proiecții la Grădina de Vară, e un loc pe care cinefilii din Timișoara îl îndrăgesc pentru că e plăcut să vezi filme în aer liber. Avem proiecții tot în aer liber cu intrare gratuită acolo în Piața Traian și la Faber, proiecții pentru copii și ateliere pentru copii plus discuții cu invitații noștri. E o ediție în care punem foarte mult accentul pe filmele bănățene și e un lucru de care ne bucurăm foarte mult. Avem un număr record de filme bănățene. Avem premiera românească a filmului Clara, care e o coproducție România-Germania, regizată de un regizor bănățean, Sabin Dorohoi, și în care e o distribuție formată din mulți actori din Timișoara, în frunte cu Olga Teoroc. Avem două documentare bănățene, Apă și Talpă și Un mal rebel, pe care le prezentăm în avanpremieră absolută, plus 8 scurtmetraje. E o ediție la care sperăm că oamenii vor veni în număr cât mai mare și e o ediție a, să zicem, a stabilității și a intrării într-o nouă etapă în care vrem să punem foarte mult accentul pe filme care nu ajung în distribuția obișnuită, să punem foarte mult accentul pe creatorii locali, să punem accentul pe filme de patrimoniu, filme clasice pe care să le prezentăm în versiuni restaurate și să punem accentul pe ateliere pentru tineri și pe întâlnirile dintre cinefil și cineaști invitați. Ediția din acest an este realizată de Andreea Dumuța, este inspirată din lucrările lui Salvador Dalí, dar și din focusul pe filmul francez, în care avem cuprinse 3 filme ale lui Quentin Dupieux și reprezintă, bineînțeles, integrează Lubenița, care este deja parte din imaginea festivalului încă de la prima ediție, prin această conexiune cu Gotlobul și faptul că acolo a fost primul cinematograf din sate, din România, reabilitat. Și noi ne-am dus acolo să proiectăm în acel cinematograf pe vremea aceea, în 2014, când în Timișoara nu era încă un cinematograf de stat în care să proiectăm filmele europene pe care le aduceam în festival. Anul acesta ne bucurăm de prezența Cinema Victoria redeschisă, Cinema Timiș, avem proiecții la Grădina de Vară, în Piața Traian, la Faber. Avem secțiunile tradiționale, filmele pentru copii, Ceau Junior, un record de filme bănățene. Ceau Cinema poate reveni la Cinema Timiș, cred că au fost vreo două ediții la începutul festivalului când proiecțiile s-au desfășurat aici și acum iată-ne din nou într-o sală mare, renovată și pregătită să primească cele mai importante dintre filme și discuțiile cu echipele lor. Sperăm să fiți cât mai numeroși, ne-am bucurat de această sărbătoare a cinematografului în miez de vară. E cu atât mai lăudabil că echipa de la Pelicula Culturală își asumă să organizeze un festival în timpul verii, când de obicei frecventarea cinematografelor scade, dar sala pune din această seară și cele care vor urma contrazic acest obicei și, bineînțeles, trebuie să se întâmple în sezonul Lubeniței, nu mai au de ales. Nu pot să mai schimbe, sunt condamnat la vară și de acum încolo. O să-i dau cuvântul Iasminei și vor urca pe scenă apoi și cei care au gândit și au pregătit acest program pentru dumneavoastră, Ionuț, Peti și echipa lor. Noi le mulțumim, le ținem pumnii și suntem în culise alături de ei ca să iasă totul foarte bine.